Ultima întrebare, vin sărbătorile. Gătiți? Cum vă place să petreceți? Ha, acum dau din casă. Să știți că pe vremuri găteam foarte mult. Mi-aduc aminte că și-mi plăcea. Eram așa un fel de Masterchef. Și chiar prietenii mei m-au înscris odată la un concurs din ăsta, numai că din cauza timpului meu foarte aglomerat ca avocat, n-am putut să mă duc. Adică a fost... Da, țin minte că mama când și-a luat doctoratul a avut o masă pentru 85 de persoane, numai somități, și eu exclusiv i-am gătit. 3 zile și 3 nopți am muncit, da? Și mi-am aminte că i-am făcut niște antreuri atât de deosebite că nu m-a crezut nimeni că le-am preparat eu. Dar, da, mai rar, mai răruț că e mai drăguț acum. Am o prietenă care mă ajută. Mai mult mai sunt și copiii care știu să-și mai facă. Fetița care e la școală și mănâncă acolo. Dar uite, când vin sărbătorile, dacă nu mă cheamă cineva să mai salvez de prin vreun spital sau de nu știu ce îi se întâmplă, îi cade casa, că în general eu sunt pe drumuri și de sărbători, atunci îmi face plăcere măcar să-mi ajut soacra să mai facă pe aici pe acolo câte ceva. Să știți că fac niște cozonaci extraordinari și stau o zi întreagă și frământ la ei. Eu am și forță, evident, și îmi permit și... Vă mulțumesc frumos, vă zic de acum sărbători fericite.